Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Crearea unei instanțe anticorupție este una din prioritățile Parlamentului. Propaganda și minciunile răspândite de Kremlin nu se vor mai regăsi în spațiul informațional. Declarația a fost făcută de către președintele Parlamentului Igor Grosu în contextul expulzării șefului Sputnik Moldova, Vitali Denisov. Viitorul Moldovei este în UE, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său rostit în Parlamentul European. Oficialul a dat asigurări că UE va fi pentru mulți cetățeni o dorință la care au visat și un viitor mai bun după cel de-al doilea război mondial. Ursula von der Leyen susține necesitatea ca Uniunea Europeană să se pregătească pentru extindere, însă aderarea trebuie să se bazeze pe merite. The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union. And I know how important the EU perspective is for so many people in Georgia. Uniunea de astăzi reflectă viziunea celor care au visat la un viitor mai bun după cel de-al doilea război mondial. Un viitor în cadrul unei uniuni în care națiunile, democrațiile și popoarele colaborează pentru a se bucura împreună de pace și prosperitate, a menționat președinta Comisiei Europene. Europe was the answer to the call of history. And when I speak to the new generation of young people today, I see that same vision for a better future, that same burning desire to build something better, that same belief that in a world of uncertainty, Europe once again must answer the call of history. And that is what we have to do together. Von der Leyen a mai spus că Uniunea Europeană trebuie să aibă o viziune pentru o extindere de succes a Uniunii și a propus ca și țările candidate să fie evaluate în privința statului de drept, așa cum se întâmplă deja pentru statele membre, pentru a le ajuta să adere mai rapid. We need to set out a vision for a successful enlargement. A union complete with over 500 million people. Living in a free, democratic and prosperous union. A union complete with young people who can live, study and work in freedom. A union complete with vibrant democracies in which judiciaries are independent, oppositions are respected and journalists are respected. În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor pentru Uniunea Europeană și nu doar. Acesta este ultimul discurs din cadrul actualului mandat legislativ, înainte de alegerile europene din 2024. Autoritățile de la Chișinău au salutat declarațiile președintei Comisiei Europene, potrivit cărora viitorul Moldovei este în UE. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a remarcat că în ultima perioadă țara a făcut progrese semnificative pe calea aderării, iar aceste declarații încurajatoare reprezintă o confirmare. Suntem mândri de drumul pe care l-am parcurs până acum și suntem hotărâți să lucrăm în continuare asupra îndeplinirii celor 9 recomandări ale Comisiei Europene, astfel încât să avem un aviz pozitiv privind începerea negocierilor de aderare până la sfârșitul acestui an. O Republică Moldovă puternică ancorată în valorile și normele europene va aduce beneficii atât pentru cetățenii săi, cât și pentru întreaga regiune. Se menționează într-un comunicat de presă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-un discurs în plenul Parlamentului European de la Strasbourg că viitorul Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest este în Uniunea Europeană.
Șeful Sputnik Moldova, Vitali Denisov, a fost expulzat. Potrivit Inspectoratului General al Migrației, interdicția a fost aplicată pe un termen de 10 ani pentru implicare în treburile interne ale Moldovei, fapt ce pune în pericol securitatea informațională. Denisov a fost însoțit de escortă. Potrivit autorităților, în conformitate cu legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, o persoană poate fi declarată indezirabilă dacă a desfășoară ori în privința acesteia există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Un cetățean rus în vârstă de 56 de ani, conform actului emis de către Inspectoratul General pentru Migrație, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Conform procedurilor, persoana a fost îndepărtată sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova. Măsura de îndepărtare a străinului a fost dispusă în legătură cu implicarea acestuia în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care pune în pericol securitatea informațională a țării noastre. La rândul său, redacția Sputnik Moldova spune că ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost înștiințat pe marginea acestui caz. Acestuia nu i s-a permis nici măcar să-și împacheteze lucrurile sau să-și ia animalele de companie. Vitali Denisov a primit interdicție de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost înștiințat. Cetățeanul rus Vitali Denisov activa în calitate de conducător al Sputnik Moldova din martie 2023. În luna februarie 2022, site-ul redacției Sputnik a fost blocat de Serviciul de Informații și Securitate. Totuși, pagina Sputnik de pe Facebook a rămas în continuare activă, iar jurnaliștii Sputnik continuă să posteze știri pe aceasta. Expulzarea șefului de la Sputnik Moldova a trezit reacții aprinse la Moscova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Chișinăul că nu respectă libertatea de exprimare. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat într-o conferință de presă că expulzarea șefului de la Sputnik demonstrează lipsa democrației în Republica Moldova. Я напомню, опять, чтобы нам потом не сказали, что мы преувеличиваем, просто для их отрезвления. Закрытые каналы российские, бесконечное задержание или недопуск политологов, обозревателей, экспертов, которые тоже связанные со средствами массовой информации, на границе, которые хотели въехать на территорию Молдавии. Это просто зачистка своего собственного внутреннего информационного поля. Вот в этом же контексте нужно рассматривать историю с спутником, которая развивается вот буквально у нас на глазах. În replică, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, spune că autoritățile vor depune toate eforturile pentru a proteja spațiul informațional al Republicii Moldova de minciună și propagandă. Autoritățile au toleranță zero împotriva știrilor false. Instituția din care facea parte cetățeanul respectiv se ocupa constant cu atacuri informaționale, cu minciună, cu propagandă și dezinformare. Mesajul nostru este unul clar, vom continua să protejăm interesele cetățenilor Republicii Moldova. Depinde de fiecare de noi, de întreaga societate, indiferent de ideologie politică sau limba pe care o vorbim, să nu permitem nimănui să ne dezbine sau să ne slăbească țara prin intermediul propagandei și conținuturilor malițioase. Moldova este țara cea mai expusă și cea mai vulnerabilă din Europa Centrală și de Est la dezinformare. Unul din cele mai puternice mesaje de propagandă este transmis de mijloacele de informare de limbă rusă. Vocea Basarabiei a întrebat trecătorii întâlniți pe străzile capitalei ce părere au despre mass media rusă care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Trebuie interzis că face propagandă pentru Putin și pentru Imperiul Rus. Trebuie interzis pe teritoriul Republicii Moldova. Părere pozitivă, lasă-le să fie, da? Toate trebuie să fie omul singur și alege care posturi să le privească. E agresivă. Eu nu prea citesc, dar urmăresc site-urile de știri și printre toate, și ruse, și e foarte agresivă. Ce ei duc el rău? Eu nu mă pot pricepe. Ce are? Una cu alta. Omul vrea să uite la Vocea Basarabiei, alții vor să uite la ruși, alții vor să uite la ProTV. Băieți, eu nu văd aia asta niciun rău. Clar că influența mass media rusă în Republica Moldova nu este binevenită, pentru că dezinformează populația care și așa este dezinformată și nu e bine. Pozitiv. Deci nu omul trebuie să aleagă să
privească, să aleagă ce dorește el. Sunt și ruși, sunt și moldoveni. Nu atrag atenția la propaganda rusă. Eu am mai tare sexat politica noastră, ce face pasul, dar restul nu mă cât de periculoasă este această propaganda rusă pentru securitatea Republicii Moldova? Cred că este, dar sper că or să fie atenți conducerea țării și la vreme o să intervină. Eu cred că oamenii deștepți nu trag atenție la aceasta și fac concluzii. Pentru mine ea nu joacă nicio rol. Este periculos fiindcă o mare parte din ai noștri, adică din Moldova, ascult. Sunt influențați direct. Și mai este tot ce a fost în vremea Uniunii Sovietice, continuă să rămână în sufletul multor oameni și mintea lor. Așa și periculoasă ca și altă propaganda care nu coincide cu interesele țării noastre. Nu aș spune că prezintă un pericol. Propaganda e propaganda, o fac toți. Dar sunt organe speciale care ar trebui să vadă unde se duce propaganda asta, dacă cineva influențat sau mai știu eu, să le iei sub control și mai departe. Foarte periculoasă pentru că, spre exemplu, în autonomia găgăuză, majoritatea, din cât eu cunosc, am acolo și cunoscuți, circa 80%, dar poate și mai mult din populație, se inspiră din mass media rusească și ei parcă trăiesc în altă lume, nu trăiesc în Republica Moldova. Ei se află într-o altă... într-un alt spațiu. Interlocutorii au mai fost întrebați cum trebuie să lupte autoritățile centrale de la Chișinău cu propaganda mass-mediei ruse. Mai atent să fie cu ochii pe ei Consiliul Audiovizualului, mi se pare, și mai sunt și alte structuri care trebuie să vadă ce propagă ei, de unde iau informația asta și cum iau influențează asupra conștiinței oamenilor din Republica Moldova. Pentru că pe lângă rușii vorbitori de limba rusă care ascultă posturile astea, sunt și moldoveni. Ce părere aveți despre expulzarea șefului postului rusesc Sputnik Moldova? El a fost recent expulzat. Eu anume exact pe dânsul nu știu, am auzit, știu că e Sputnik, știu că lucrează împotriva, a lucrat împotriva Republicii Moldova. Și trebuie fugăriți, nu numai ăsta de la Sputnik, dar mai mulți încă trebuie fugăriți. Să liberalizeze orice post de televiziune și omul să aleagă care post să-l privească. Foarte dificil, fiindcă multe site-uri nu pot fi urmărite, deci apar foarte multe canaluri, telegrame, e foarte greu. Dar să urmărească, asta e datorie. Iată, astăzi o veste bună, că l-au trimis pe unul acasă, șeful... Ce părere aveți? Despre asta? Foarte bine a făcut. Dacă l-ar fi trimis încă și pe Roșca împreună cu el, ar fi fost și mai bine. Să aducă totuși cât mai multă informație veridică populației. Așa, numai prin să folosească toate șansele, toată puterea care o au, ca să poată să aducă la cunoștință oamenilor din diferite zone, nu numai în Chișinău. Asta e problema, că de fapt sudul și nordul la noi rămân așa mai la o parte. Cred că să fie mai atent și oamenii care sunt periculoși să expulzeze Rusia. Ați auzit că a fost expulzat acum recent șeful Sputnik Moldova? Da, da. Eu de dumnealui știu, eu nu am învidie. Eu am înțeles că el ceva a încălcat și i-a dat ciomadanul, nu-și corect. Propaganda și minciunile răspândite de Kremlin nu vor mai invada spațiul mediatic din Moldova. Este declarația făcută de către președintele Parlamentului Igor Grosu în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. Nu văd nimic senzațional în relația noastră cu Federația Rusă. Federația Rusă este stat agresor care își ține armata în continuare pe teritoriul Republicii Moldova, care ne-a șantajat zeci de ani de zile cu gaz, cu electricitate, cu coloana A5 aici, cu, iată, dacă vorbim de acest individ care astăzi, am citit și eu dimineața, am văzut știrea, da, că a fost rugat să părăsească teritoriul Republicii Moldova, acest post de radio, ce este el, portal. Și așa mai departe, portal. Asta este izvor de minciuni și de informare
a Federației Rusă a Kremlinului în Republica Moldova. Speakerul a transmis un mesaj către instituțiile responsabile de protejarea securității Republicii Moldova. Mă adresez instituțiilor mai curajos, mai încrezuți în acțiunile voastre, pentru că mai sunt de ăștia. Mai sunt. Turul e minciuni de dimineață până... Dar mai sunt unde s-ar regăsi în Republica Moldova. Persoane? În Republica Moldova, în așa numitele posturi de televiziune și radio, posturi de propagandă care sunt aici, care mutează, ei migrează dintr-o parte în alta. Deci aveți foarte mult de lucru și agentură și agenți de influență și așa mai departe. Apropo? Toată această companie ea trebuie documentată bine. Având toate argumentele pe masă, luate decizii ca atare și le spus: colegi, la revedere. Fiind întrebat care e interesul Federației Ruse în Republica Moldova, Igor Grosu a spus următoarele. A rămas același constant de a ține Republica Moldova în zona Kremlinului de influență. Dar de ce a nu admite, asta înseamnă de a nu admite dezvoltarea proceselor democratice în Republica Moldova. Asta nu înseamnă de a scăpa Republica Moldova din zona de propagandă a Federației Ruse. Asta înseamnă pentru Kremlin de a nu scoate armata de aici, pe care s-a aflat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Asta înseamnă de a nu permite Republicii Moldova să se apropie de Uniunea Europeană. Avem nevoie de consolidarea democrației și a statutului de drept prin justiție centrată pe cetățeni. Obiectivul autorităților trebuie să fie sporirea încrederii oamenilor în acest domeniu și asigurarea accesului egal la justiție. Nicolae Eșanu, ex-secretar de stat al Ministerului Justiției, susține că acest sector este privit ca fiind puternic influențat politic. Noi toți acum vedem nivelul de dezvoltare la care au ajuns societățile democratice cu vechi tradiții democratice. Dar noi nu știm că ăsta e rezultatul la sute de ani. Problema noastră este cu ei au ajuns prin propria experiență, au plătit propriul preț. Noi avem o șansă unică să preluăm experiența lor și să înțelegem. Dar atâta timp cât noi nu o să conștientizăm aceste lucruri, noi nu o să le schimbăm. Despre reformarea justiției din Moldova se vorbește de mai mulți ani. Până de curând însă, toate schimbările din domeniu par să se fi redus la acțiuni de cosmetizare, susține Nicolae Eșanu. Noi putem să le dăm peste mână celor corupți, dar atunci când lor li se vor propune de puține ori mita, pentru că putem monitoriza, când propunerea este în masă, poate să vină practic de la oricine, noi nu avem nicio șansă prin metode represive să soluționăm problema. Nu există miracole. Deci rezultate pe un termen foarte scurt nu pot fi atinse. Iată acum toată lumea critică pe CSM și CSP care se consideră. Noi trebuie să înțelegem că aceste instituții care trebuie să fie create, trebuie să fie stabilită o cultură instituțională în interior, ca documentele să începe să lucreze și să depindă. Noi nu trebuie să depindem de persoane. Noi toți așteptăm miracol, că vine X și Y. Noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să avem instituții. Și până noi nu o să creăm instituții care să fie peste persoane, noi totdeauna, chiar și rezultatele modeste, la o anumită etapă, foarte ușor le ștergi cu bureta. Astăzi, conducerea țării, majoritatea parlamentară și guvernul își dorește ca instituțiile în domeniul justiției să devină funcționale, independente și să acționeze cu integritate și profesionalism. Restabilirea încrederii în actul justiției este o precondiție pentru ca oamenii să-și recapete încrederea în statul Republica Moldova, este convins ex-secretarul de stat al Ministerului Justiției. Încrederea din justiție a fost demolată nu doar de corupție, pentru că la o anumită etapă, eu chiar am spus, aș prefera că problema justiției să fie doar în corupție, că ai rezolvat problema corupției și ai justiției. Problema este în profesionalism. Și aici problema o avem în justiție, dar nu este doar în justiție. Toată, cine crede atât de naiv că noi o să facem o evaluare, îi dăm afară pe toți din justiție? Dar de unde e alții? Eu nu cunosc atât de mulți. Chiar dacă cineva mi-ar încredința mie personal să selectez persoane, eu nu cunosc
suficienți persoane profesioniste și integre pentru a le ocupa locul. Subiectul creării unei curți anticorupție va fi discutat în Parlament. Președintele legislativului Igor Grosu spune că această instituție va examina cazurile de mare corupție într-un ritm alert și că nu se va mai permite tergiversarea emiterii verdictului. Procuratura și judecătoriile spun că sunt supra-solicitate și împovărate de mii de dosare. Soluția pe care autoritățile o propun este de a avea o curte anticorupție dedicată doar dosarelor corupției mari. Acum are loc. Da? Sunt prima instanță, sunt curțile de apel, a doua și este Curtea Supremă de Justiție. Și dosarele mari, mici, adică de rezonanță, de mare hoție sau, nu știu, litigii de astea, de patrimoniu, de chestiuni civile și așa mai departe, stau în rând, toate în același rând. Da? Și noi, în mod legitim, cetățenii spun, domnule, când o să avem o decizie finală, ia, ca pe același furt a miliardului, sau pe divalizări și așa mai departe. Și ce ne spun procurorii, judecătorii, noi suntem inundați de dosare. Noi avem toate sunt importante, toate sunt prioritare. Atunci decizia politică a fost, domnule, dă să facem o curte specializată. Crearea acesteia este necesară pentru ca examinarea cazurilor de rezonanță să nu mai fie tergiversată de instituțiile specializate din lipsă de timp și alte resurse, spune președintele Parlamentului. Drept așteaptă cetățeanul, corect așteaptă, să vadă, să înceapă a crede în stat, să înceapă a crede în justiție. Unii ne critic prea repede, mergem cu unele proiecte. Instituția asta e prea importantă. De ce trebuie consultat? Încă nu suntem, cred că, gata, pentru că încă n-au venit toate avizele. O să facem consultări publice, iată, a spus de consultanți, experți. Vrem să consultăm lucrul ăsta, vrem să auzim toate opiniile și pentru că abia am început sesiunea. Deci, unii ne critică prea repede, mergem cu unele proiecte. Despre necesitatea creării unei curți anticorupție, Maia Sandu a vorbit în luna martie în Parlament, subiectul fiind ulterior abordat și la o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Atunci se afirma că instanța ar urma să fie funcțională până la sfârșitul lunii iunie. Noi suntem gata, în Parlament, până la sfârșitul anului noi să votăm, să o scoatem din Parlament. Deja cât de repede se vor demara procesele asta e deja mingea în ograda CSM-ului. Pentru că CSM-ul ea e instituția care va delega, va selecta, promova judecători din sistem care au trecut evaluările, bineînțeles trebuie să treacă aceștia toți să fie evaluați și să-i delegheze. E greu să mă pronunț acum un termen, dar cel puțin pe partea instituției pe care am onoarea să o reprezint, Parlament, noi în sesiunea asta o să facem și consultări. Conceptul creării unei instanțe anticorupție a fost elaborat de instituția prezidențială și transmis Parlamentului spre dezbatere. Potrivit conceptului, instanța va avea până la 15 judecători selectați prin concurs de către CSM în bază de merit și experiență și numiți de către președintele Republicii Moldova. Judecătorii de la instanța anticorupție vor avea un mandat de 5 ani și un salariu apropiat de cel al unui judecător de la Curtea Supremă de Justiție, după reformă, în jur de 45.000 de lei. Vocea Basarabia a întrebat oamenii întâlniți la întâmplare pe străzile din Chișinău ce părere au despre crearea curții anticorupție. Cred că ar trebui. Este un obstacol foarte mare pentru conducere și totodată și pentru noi, oamenii care avem nevoie de... Sunt pentru. Ce părere am? Păreri foarte rele am. Să de ce? De ce că nu se face nimic până ce... N-am înțeles încă nimic ca ce se face la noi în Moldova. Eu văd că corupția este peste tot. Eu nu o să o dezrădăcinez nici într-un caz. Și o creare, o nouă, nu se schimbă nimic. Câte comisii s-o creat, de-am și niciun tolc nu-i din trânsul. Nu avem justiție și asta e justiție. Justiția de la noi e un fel de clan aparte care șede deasupra societății. Legați prin rudenii. În viziunea dumneavoastră, cine se face vinovat de faptul că Moldova nu poate scăpa de corupție și de corupție? Poporul e vinovat. A scăpat din frâu corupționerii. Cine se face vinovat? Clar că omul e vinovat. Până la urmă, tot depinde de om. Dacă n-are 7 ani de acasă și n-are...
Pentru că orice sistem care n-ar fi, dar dacă omul este bine, cu o morală bună înaltă, na, nu poți să mergi la toate mizerile care se face. Ну, наверное, все-таки зависит от правительства, от высших органов, кто этим занимается. Должны быть законы, и очень такие законы, сильные законы против этого. Потому что если будут слабые законы, то коррупция, она будет всегда, к сожалению. Чьи сплаты виноват? Чатацени. Какие коруп? Персонально. Тот, începând de sus până în jos. S-au înmulțit prea mulți de atâta. Trebuie timp. Și timpul ăsta va veni. Și Maia Sandu face treabă și procurorul face treabă, doamna aceea. Vinovată și la conducere. Slabi sărașii, vai de capul lor. N-au tărie de caracter ca să puși de capul la ăștia. Noi singuri suntem vinoveți, fiindcă plecăm pe la medici, plecăm unde este și peste tot trebuie. Fără asta nu ajungi. Peștele se strică de la cap, dar curăță de la coadă. Studenții și elevii vor putea vota la alegerile locale din 5 noiembrie chiar dacă și-au schimbat domiciliul sau reședința temporară după data de 5 august. Acești alegători trebuie să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire și carnetul de student sau elev cu înscrieri privind instituția de învățământ la care sunt înmatriculați în localitatea respectivă. Potrivit noului cod electoral, termenul înregistrării domiciliului sau reședinței temporare nu poate fi mai mic de 3 luni până la data primului tur de scrutin. Astfel, alegătorii care își stabilesc domiciliul sau reședința într-o altă circumscripție mai târziu de data de 5 august nu vor putea vota în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie. La fel, aceste persoane nu vor putea vota nici în localitatea unde anterior au avut domiciliul. Studenții și elevii constituie o excepție. Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliul și reședința temporară, acesta votează în localitatea în care își are reședința temporară valabilă. Dacă termenul reședinței a expirat, alegătorul votează în localitatea unde are domiciliul. Condițiile speciale de exercitare a dreptului de vot în cadrul alegerilor locale generale nu sunt valabile și pentru alegerile prezidențiale sau cele parlamentare. Un atac cu drone rusești a avariat din nou infrastructura portuară din portul Ismail și a rănit cel puțin 6 persoane. Autoritățile române au trimis mesaj RO-alert în 8 localități din județul Tulcea, aflate în apropierea graniței cu Ucraina. Explozia puternică a zguduit Sevastopolul în această dimineață. 7 rachete au fost doborite de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei și toate cele 3 embarcațiuni au fost distruse de o navă de patrulare, a afirmat Ministerul Rus al Apărării într-un comunicat. Guvernatorul instalat de Moscova în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea și un important port la Marea Neagră, a spus că cel puțin 24 de persoane au fost rănite. Șantierul naval strategic din peninsula anexată în 2014 construiește și repară nave și submarine ale flotei ruse din Marea Neagră. Între timp, un atac cu drone rusești a avariat miercuri dimineața infrastructura din portul Ismail din Ucraina. Cel puțin 6 persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii Odessa, care susține că au fost înregistrate pagube însemnate în ceea ce privește infrastructura civilă. Ministerul Mediului îndeamnă populația să participe pe 16 septembrie la Ziua Mondială a Curățeniei. Până în prezent, peste 100 de autorități publice locale și ONG-uri s-au înregistrat pentru acțiunile de salubrizare. În acest an, o atenție sporită va fi acordată râurilor mici. Vreau să menționez că aceasta nu este doar o campanie pur de salubrizare când ieșim și facem curățenie, ci este un instrument care ne permite să catalizăm, să aducem împreună eforturile tuturor participanților pentru a accelera procesul de tranziție la economia circulară și dezvoltarea durabilă. Deci,
Organizatorii evenimentului pe plan mondial, organizația Let's Do It World, își propune să antreneze în această activitate până la 5% din populația globală. În acest an, mesajele principale distribuite în cadrul campaniei țin de reducerea consumului de plastic și colectarea separată a deșeurilor. Ne propunem să identificăm locurile unde populația spontan aruncă deșeurile. Vrem să le identificăm, să mergem să le curățăm și acolo unde este cazul să îmbunătățim un pic mediul și să facem spațiile mai verzi și mai prielnice pentru noi toți. Ziua Mondială a Curățeniei este marcată anual în a treia sâmbătă a lunii septembrie și reprezintă una dintre cele mai mari acțiuni civice la nivel mondial, ce reunește milioane de voluntari, guverne și organizații din 191 de țări care se solidarizează pentru a aborda provocările de mediu la nivel global și pentru a construi un viitor durabil. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul voceabasarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!